Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Leu, astăzi vom face Leu pentru săptămâna 17-23 iunie. Și haideți, dragilor, să vedem ce se întâmplă în această săptămână în viața voastră, ce energii vin, la ce să vă așteptați, Leu. 17-23 iunie. Cartea spinilor și pană, nu judeca înainte să gândești de ce a făcut acea persoană ce a făcut, pentru că aici aveți o persoană care a făcut lucruri mai puțin gândite. Nu o judeca, pentru că oricând putem fi în papucii celeilalte persoane. Și atunci aveți aici o persoană care vă manipulează. Dragilor, dacă aveți o astfel de persoană, retrăceți-vă voi, plecați voi. Nu stați în locuri în care nu vă aduce beneficii. Aici, bună dimineața, lumea te așteaptă. Dacă o persoană nu este ceea ce pare a fi, mergeți mai departe, explicați că sinceritatea este o calitate, demnitatea este o alta, o virtute. Nu judecați, lăsați persoana, dacă așa este ea, să aparțină trecutului și mergeți mai departe așa cum sunteți voi. Da, aveți aici o persoană pe care ați crezut-o ca un trandafir, doar că ați uitat că trandafirii au și spini. V-a lovit această persoană, iar acum vi se cere să nu o judecați, să o lăsați să își experimenteze viața așa cum dorește, pentru că nimeni nu pleacă de aici fără să plătească tot ce oferă, tot ce pune în acest univers, dragilor. Universul are grijă de noi toți. Ce dăm, aceea primim. Aici aveți o persoană care se joacă. Ți se spune foarte clar, preia controlul asupra poveștii tale, asupra vieții tale. Haideți să vedem ce este aici. Leu 17-23. Rege de bâte. Ați ieșit în prima carte în propria voastră citire. 4 de monede, ceva v-a blocat, 10 de spade, această persoană v-a adus suferință, dragilor. Ce ar trebui să știți? Că un ciclu greu s-a închis și începe unul frumos. Aveți 10 de săbii și 10 de monede la capătul setului de cărți, regina de spade. Și un nou început, aveți aici cartea judecății, lăsând în urmă persoane false, puteți merge către un nou început frumos cu o persoană într-o zodie de foc, la fel ca și voi, tot leu poate fi, sau gemeni vărsător balanță. Dragilor, voi trebuie să fiți în această săptămână într-o energie a adevărului, într-o energie în care sunteți sinceri cu propria persoană. Vă spuneți propriul adevăr, întrebați-vă, persoana de lângă mine este persoana pe care eu mi-o doresc pentru tot restul vieții mele, sau serviciul în care sunt acum este ceea ce îmi doresc eu cu adevărat? Pentru că aici aveți un neajuns și v-ați blocat, aveți un 10 de săbii cu 4 de monede și este acest blocaj lângă acest rege de foc, de bâte. V-ați blocat din cauza unei situații sau a unei persoane care nu a fost așa cum a trebuit să fie, a purtat măști, pentru că aici, vedeți, a jonglat, a manipulat, aici este o mână care ține o păpușă. Dragilor, noi suntem responsabili pentru propria noastră viață, pentru propria noastră fericire. Ce ne face fericit pe fiecare dintre noi? Aici, în această săptămână, vei conștientiza care sunt persoanele false din jurul tău. Vezi adevărata fața tuturor oamenilor, situațiilor și îți iei viața în propriile mâini. Preiei controlul asupra poveștii tale,
în această săptămână. Îți iei puterea înapoi și cu adevărul în mână mergi mai departe. Ești cu un pas înaintea tuturor, mulți de zece. Sfârșituri aici, închei orice capitol trist, blocajul se închide, un 10 de monede, mergi către o familie, către o împlinire, către abundență. Aici vrei abundență și vei avea abundență, pentru că prima carte este regele de bâte, iar ultima este 10 de monede. Dacă vrei ca, să spunem, salariul să-ți crească și mergi, ceri șefului o mărire de salariu și îți spune că nu se poate, pleci în altă parte unde se poate. Poți să-ți croiești propriul drum așa cum vrei. Tu aici visezi, dar nu prea știi cum să faci pentru că sunt multe lucruri necunoscute. Ascultă-ți intuiția, luna. Ascultându-ți sufletul, intuiția, te întorci la natura ta pură, iubire necondiționată. Asul de cupe. Aveți parte aici de un început frumos. Se termină un ciclu greu, începe ceva frumos. Vedeți, aveți de două ori. Aici aveți judecata. Sună trâmbițe, trezește-te, bună dimineața, dragul meu leu, lumea te așteaptă. Fii cu un pas înaintea tuturor, am văzut 7 de bâte, ești cu un pas înaintea tuturor, fă ca lucrurile să meargă pentru tine, foarte frumoasă această citire, judecata, se închid multe capitole ale vieții tale, poate te desprinzi de o energie toxică, de o persoană toxică, pur și simplu aici nu te mai interesează această persoană manipulatoare, această situație acaparatoare. Pur și simplu o lași să aparțină trecutului. Nu judeci, nu te pui în papucii nimănui, pur și simplu știi ce ai trăit, știi ce comori ai în suflet, mergi mai departe cu puține cuvinte. În această săptămână se elucidează aici foarte multe mistere pentru leu. Afli cam tot ceea ce nu ți-a fost revelat, ce ți-a fost tăinuit. Aici cărțile se dau pe față, se spune adevărul și mergi către un nou început. Orice ar fi aici, pe orice plan, că este planul sănătății, că este planul material, că este la serviciu, că este în viața personală, sentimentală, ai parte de un nou început în această săptămână. Și va fi repede și bine și cu foarte mult adevăr. Aici leul cere adevăr. Propriul adevăr, pentru că cineva te-a tot ținut și te-a blocat. E momentul deblocării. 8 de bâte și 10 de monede. E repede, vine abundența, dar trebuie să ceri. Să ceri universului, să-ți pui intenții în univers și să faci ca lucrurile să se întâmple. În condițiile tale, pentru că regina de săbii este acea persoană care tot ceea ce oferă dorește să primească înapoi și doar în condițiile ei. În această săptămână așa vei fi, vei avea parte de un nou început, dar în condițiile tale. Poate fi, cum am spus, alături de o altă persoană în zodie tot de foc sau în zodie de aer. Este frumoasă săptămâna pentru lei. O săptămână în care faci corect ordine, pui fiecare persoană la locul ei, acolo unde este, ce contravine valorilor tale, lași în urmă și mergi mai departe, înconjuri cu iubire trecutul, îl accepți și lași să aparțină trecutului, mergi mai departe deschis. Aici văd că în această săptămână ești foarte mental, dragul meu leu, foarte mental pentru că ai suferit aici mult. Un 10 de săbii și un 4 de monede, acest 10 de săbii, această suferință, această manipulare te-a adus într-un blocaj și nu ai știut ce să mai faci, dar acum știi, pentru că ai redevenit tu, pentru că ai luat controlul, ai preluat controlul asupra poveștii tale. Viața ta e despre tine și trebuie să faci ca lucrurile să se întâmple pentru tine. Este o săptămână frumoasă a adevărului, cu speranță, cu lecțiile învățate, cu credință și cu adevăr.
Frumoasă săptămână pentru voi. Haideți să vedem un sfat, Leu. Ești în energia ta, dar ești creativ, frumos, dar și tăios. Foarte onest aici, vei spune lucrurile pe față, verde în ochi. Vei spune tot ce ai de spus persoanelor din jurul tău și aveți mai multe cărți. Nuntă interioară. Dragilor, voi acum vă echilibrați total. Înflorirea ființei tale trece prin unirea femininului și masculinului din tine. Aveți un yin și un yang aici care se echilibrează masculinul cu femininul. Altruismul. Fii atent, atentă la ceilalt și ajută fără să aștepți nicio recompensă. Nu este pentru tine, lasă în urmă și mergi mai departe. Fii blând cu tine. În această perioadă se cere să fii blând cu tine și să preiei controlul asupra vieții tale așa cum se cuvine. Despovărarea. Aveți atât 3 de 10 am văzut aici. Se termină ceva, te despovărezi. Ați limpezi capul la privi îndepărtări, te conectează la lumina din profunzimea ta. Îți pui adevărul tău, te desprinzi de oameni, situații toxice și mergi cu adevăr mai departe. Judecata este destinul tău. Gândește-te ce ai de făcut, pentru că se întâmplă în această săptămână, ai acel moment în care te trezești și vrei să miști lumea, să muți munții din loc și poți. La final te așteaptă abundența, un 10 de monede. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, haideți să-i găsim și un răspuns. Vă rog să vă adresați acum. Leu. Pentru săptămâna 17-23 iunie. Răspunsul este da, dar nu este un da hotărât. Haideți să vedem. Și da hotărât nu va veni de luni această împlinire, dar va veni în zilele următoare repede. Răspunsul este da hotărât. Da, da, da. Orice v-ați fi întrebat, este un răspuns afirmativ, pozitiv, bun pentru voi. Gândiți-vă, dragilor, aici au fost persoane care au vrut să vă țină într-un blocaj, să vă țină departe de abundență, de fericirea voastră. Preluați controlul asupra vieții voastre, puneți-vă pe primul loc în viața voastră și mergeți cu putere mai departe. Pentru că vă așteaptă abundența. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!